ordonanță de urgență aflată în stadiul de proiect supus dezbaterii publice prevede închiderea tuturor termocentralelor pe cărbune din România, mai exact cele pe huilă și lignit. Practic, până pe 31 decembrie 2030, acestea trebuie scoase din funcțiune odată cu minele și carierele aferente. Nu este un scenariu îngrijorător, după cum spune conducerea complexului energetic Oltenia. Prin proiectul de act normativ, se stabilește ca încetarea producerii energiei electrice pe bază de lignit și huilă să se realizeze până la data de 31 decembrie 2030, prin retragerea din exploatare și închiderea definitivă și irreversibilă a capacității energetice totale instalate pe bază de lignit și huilă de 4.920 de MW. Așa reiese din proiectul de ordonanță de urgență supus dezbaterii publice în nota sa de fundamentare. România a închis deja capacități energetice de aproape 1.700 de MW. Președintele Consiliului de supraveghere al complexului energetic Oltenia, Alexandru Marcoci, a declarat pentru informația de Severin și RTS că încetarea producerii energiei electrice pe bază de lignit și huilă, propusă să se realizeze până la data de 31 decembrie 2030, nu este un scenariu îngrijorător. Planul de decarbonificare ce urmează să fie finanțat și implementat în perioada 2021-2026 presupune construirea a 8 parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de 735 de MW, două centrale electrice pe gaz natural la Turceni și Ișalnița de 1325 de MW și o microhidrocentrală la Turceni de 10 MW. Minerii și energeticienii de la complexul energetic Oltenia sunt disperați după ce a apărut în spațiul public proiectul Planul de închidere a capacităților energetice pe cărbune până în anul 2030 și îi cer socoteală ministrului energiei Virgil Popescu, pe care îl numesc dușmanul numărul 1 al minerilor și energeticienilor din complexul energetic Oltenia.